Doamnă și domnule, bine te-am găsit. Înainte de a începe să vă povestesc, am primit pe Facebook un proverb chinezesc. Și musai, musai să-l afli, pentru că mă dacă-l știau și politicienii, astăzi eram ca Germania. Proverbul chinezesc spune așa, dacă faci planuri pentru un an, cultivă orez. Dacă faci planuri pentru 10 ani, plantează copaci. Dacă faci planuri pentru o viață, educă oameni. Sigur că e un pic paradoxal ca niște needucați, tip care n-au mai văzut biblioteca de două decenii, 24 de ani mai exact, să educe oameni la rândul lor. O să zici ce legătură are asta cu ce se întâmplă la noi. Uite care. Astăzi s-au întâmplat niște lucruri Adică, un tip de la Prahova, fiul tatălui lui, adică fiul celui de la Consiliul Județean Prahova, președintele, arestat și după a băgat în spital, că i s-o făcu rău, trebuia să fie arestat domnul fiul său. Și dacă ești parlamentar, nu-i ca la noi, omul simplu. Adică, băi, ai furat pixul ăsta? Te-am arestat. Nu. Trebuie să ceri acceptul tuturor colegilor. Prima dată mergi în în comisia juridică, acolo unde visa și Becali să fie prezident, și după a te duci în plenul Parlamentului. Și în comisia juridică, în afară de PNL, toți au votat, domnule, să nu fie, nu cumva să fie arestat. Nu contează ce zic procurorii, ce zic alți. noi parlamentarii suntem împotrivă. În plen, iar au fost împotrivă. Evident, articolul 16 la din Constituție e o mârlănie democratică. Articolul 16 zice ceva în genul nimeni nu este deasupra legii. Hai, hai, să glumim un pic în România despre deasupra legii și de desubtul ei. Eu am aflat de la un bătrân din Bistrița, pe când făceam emisiuni la TVR, ăla mi-a zis bătrânul, se zicea, domnul German, nu te mai tăt legat de ăștia, că în România legea e o barieră. Caii sar, câinii se străcoară și boii se opresc în ea. Exact așa este astăzi ziua Z în Parlament. Evident că după ce PNL-ul a votat pentru arestarea ăluia de la Prahova, și la deputat sau senator sau ce-o fi fost, parlamentar, acum în face furori, hopa că îi se scâlție scaunul tovarășului Crin. Acum, în mod evident, Crin Antonescu va încerca să, să, se facă o victimă de a fericit, un fel de Martin Luther. Adică, bă, tată, uite, de mă execută ăștia că, că, am votat pentru arestarea lat, Că eu, Crin, mie nu-mi plac corupții. De fapt, scaunul lui Crin Antonescu se zgudie din cauză că domnul Crin Antonescu n-a avut niciodată decența de a merge mai departe pe cuvântul dat. Și no, știți foarte bine acele secvențe în care mergea la tribuna aia mare și zicea lui Băse, Bă, se, dacă ești iar președinte, eu îmi dau cuvântul de onoare că ești din viața politică. Bă, se, ești președinte, din viața politică Crina Antonescu m-a ieșit. Însă, hai să mergem cu o ipoteză mai departe. Uite o ipoteză, eu am lansat-o pe Facebook, au văzut o văzut un în jur de 7000 de oameni, comentariile sunt către. Oare cum ar fi dacă tovarășul Crina Antonescu ar cădea din barca PNL-ului, și candidatul la președinție să fie Iohannis. Claus Iohannis. Mie nu-mi place în mod obligatoriu Claus Iohannis. Am rezervele mele, însă e, cred că, singurul om politic la care binele e mai mult decât rău. Ceilalți, nu-i bine să vorbești despre el, că ar trebui să te aresteze la ieșirea din studio. Uite, eu mă gândesc la Claus Iohannis ca președinte candidat la prezidențiale, împotriva lui Oprescu de la PSD, ăla care nici nu mai poate vorbi de atâta plin de sine. Ai văzut cum vorbește Oprescu? Dragă, din, din ăsta am făcut. Nu mai poate vorbi pentru că este un... Eu nu înțeleg cum l-au votat bucureștenii. Mulți dintre ei își dau probabil acum în cap. Bă, să vi să... În afară de dă, dă cât, dân, nu rății mânic, decât că nu rății nimic. Omul ăsta va veni mie. Va veni la mine în Ardeal, va merge la tine în Dobrogea, la tine în Bucovina, în Banat, în Moldova, să spună că decât că, dăcât că România asta ar trebui să semene cu Bucureștiul lui. Bucureștiul lui, care nu e așa, face niște pere albi bucureștenilor. Și atunci, mă tata, hai să bată Iohannis, cu Oprescu. Oricum, eu, Oprescu va fi candidatul la prezidențiale, din câte se vede acum. O să mai bag o dată pe Facebook, o să fac și un sondaj, să văd ce înseamnă asta. Pentru că omul ăsta și-a ratat orice investiție a celor 70% cu și cu morții lui Dragnea cu tăți, au investit în omul ăsta. Ca interimar, mai ții minte, zicea, o să fie un tip senzațional de vertical, o să, fie, o să vedeți cum trebuie să arate un președinte. Și eu m-am speriat când am văzut, bă, tată, dacă președintele trebuie să arate ca și Crina Antonescu, eu, ca și cetățean, am o problemă. Ca și contribuabil, o și mai mare problemă, iar copiii mei, care se presupune că ar trebui să ducă țara asta mai departe, o și mai mare problemă. Și atunci, mă ia să alegem noi un neamț. Că, până la urmă, Caragiale nu a plecat de nebun la Berlin, a plecat ca să găsească un pic de ordine, de disciplină, de normalitate. Și atunci eu sunt pentru candidatura lui Iohannis la Cotroceni. Să vedem ce iese. Escu am avut destui. s săturat de Escu și la din Oltenia, și la din Bucovina, din Crișana sau din Dobrogea. Nord și Sud și Est și Vest, toată lumea s-a săturat de Escu. Prin porcăria pe care o băgat-o Ceaușescu, primul președinte al României în 75, nu-i așa? Și de atunci avem blestemul ăsta de nepică Escu, zici că e o cocoașă în spate, că nu suntem popor de români, că suntem popor de dromaderi. Trecem la o actualitate, uite, mai bunuță. Să nu mai zic că nu știu care, sigur vine German, ăla care îi ciufutul de serviciu al tuturor știrilor din țara asta. O știre bună în superficialitatea ei, așa de breaking news, dar care dă de gândit în esența ei. Am avut cea mai mare creștere economică din Europa. Oh, breaking news-uri. OTV-ul, să nu crezi că a murit OTV-ul, s-a transformat în altceva. Știi tu despre ce vorbesc? OTV-ul, între două știri cu Becali și una cu Ciocă și una cu Elodia și una cu Simona Senzual, o dal mare breaking news. Tu la doamne, o crescut economia, s-a supraîncălzit, ia mâna de pe plită că te ars. Evident, celelalte televiziuni de partid și ele. Însă, băi, foarte bine că a crescut economia asta. Doamne, ajută să tot crească. Însă creșterea asta dă ceva de gândit. La creșterea economică au contribuit decisiv agricultura și exporturile. Cum? De ce trebuie să te pune pe gânduri? Investițiile și consumul au fost în declin. Agricultura asta pe care toată lumea o bontănește și își bate joc în domeniul ăsta de tot ce înseamnă țăran, numai că nu a ajuns să vină un perceptor ca pe timpul Moromete să-i ardă una la ficat și un pumn în gură țăranului român pentru că există, Agricultura asta contribuie anual undeva între 6-7% din PIB-ul anual al României. Anul trecut, agricultura asta, dată de toți pereții, îți amintești de Constantin care, bă, nu-i secetă, bai secetă, el nu se uita, el se dădea pe Facebook să vadă dacă s-au anunțat din sori sau secetă. Agricultura a adus la buget undeva la 18 miliarde și jumătate de euro. Este cel mai bun rezultat din istorie. Atenție, și noi vindem pământul, tată. Noi radem țăranii. În octombrie, exporturile de cereale au fost la, pe la către 5 miliarde de euro. 4,7 este cifra exactă. Situație similară și în industrie. Ghici unde? Dacia Pitești, cu tot lanțul de industrie conexe, acolo a fost bătaia peștelui. Dacia Pitești, cea care cere și cofinanțat pe bani europeni, drumul, ăla, autostrada e cofinanțată de la Pitești la Sibiu. Și nu facem, că suntem tari, o facem pe aia către Dragnea, să meargă Dragnea prin lângă căruțele lui, pe acolo prin buzești. sau Buzescu, cum e zice, la unde sunt turnulețele alea multe. Deci au salvat economia României exact două chestiuni de care ne batem joc. Agricultura și Dacia-Pitești. Asta e bine să le reținem. Pentru că, tată, asta implică niște riscuri imense. Ai două motoare economice, agricultura și exporturile de mașini, și agricultura o faci praf, dai legi peste legi, vinde-mă pământul, nu-i nicio problemă, deși ai un raport guvernamental în care se arată că 90, 90, aproape de 100% din terenuri sunt pentru speculă și tu încă le vinzi. Ba mai mult, te-ai înțeles înainte cu Germania, cu Ungaria, cu Polonia, cu Cehia, cu Slovacia, să te susțină în negocierile cu Comisia Europeană. Bă, uite, până la urmă e criză, hai să nu vând acum terenurile, că am semnat, am semnat în 2007, asta este, dar nu avem aceleași condiții ca și voi. Voi aveți 300 de euro la hectar, noi avem 140 subvenție. Ok? Nu, noi le vindem. Dacă pierzi agricultura, dacă îți pleacă Dacia Păi te duci, tată, direct în criză, direct în bot. Bașca faptul că tu n-ai rezolvat niște probleme grave care funcționează în europeană. E vorba de consum și investiții. Noi am avut creștere economică pentru că n-am mâncat. N-am mai cumpărat așa de mult și atunci din export, export, export ei au cumpărat de la noi, noi ne-am mai cumpărat de la ei. Măi, e ca o dietă de aia sănătoasă. Dar dacă tă pe dietă, s-ar putea să fie mațul gros cât degetul meu. Atenție, nu l-am arătat pe la impudicus, digitus impudicus. Nu? Bașca faptul că s-au ras de pe piață o grămadă de firme. Bașca faptul prin insolvență. Îți amintești? Bașca faptul că mai ai creșterea reală zero a salariilor plus șomajul care a crescut. Toate astea au descurajat extrem de serios consumul. Pentru că, bă, la o companie, când îi zis să facă investiții, sau să-și restructureze afacerile, îl stă cu pixul și calculează de 10 ori. Șomajul, asta e dovada, șomajul e mai mare în 2013 decât în 2012, deși când o venit la guvernare, au zis că o să aibă un milion de locuri de muncă. Probabil le-au făcut, dar pe acolo, pe la, prin Spania, cum mai pleca probabil un milion, sau prin Germania, au făcut un, locuri, un milion de locuri de muncă. Și mai este o chestie. Uite aici ca să știe exact cum stăm vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în lumea civilizată. Ca să nu crezi că noi descoperim acum o criză și vai săraci cum se chinuie guvernanții de 24 de ani să ne salveze pe noi din ghearele globalizării. Nu! Guvernanții noștri supraviețuiesc prin prețurile, la... prin, prin prețurile mai mari decât în Occident pe care ni le livrează nouă. Dăm cartonul. Consumatorii industriale au plătit în 2013 cu 21% mai mult pentru fiecare megawatt, comparativ cu 2010. În plus, companiile din România au un cost mediu al energiei electrice de 80 de dolari pe megawatt pe oră, în timp ce competitorii lor plătesc aproximativ 50 de dolari megawatt pe oră în Germania, 60 de dolari în Franța sau mai puțin de 40 de dolari în Statele Unite ale Americii. Noi, 80 nemții 50, francezii 60 și americanii 40. De asta, pe de o parte, noi nu putem să dezvoltăm industrii pe orizontală, decât statistice, vai, am vândut iară 6 șuruburi, mi-a intrat 6 dolari, dar n-am făcut fabrica de ambalaj pentru șuruburi, fabrica de etichete pentru șuruburi, fabrica de, nu știu, piulițe pentru șuruburi. Noi nu le facem alea pe orizontală, nu creăm locuri de muncă. Ok? În timp ce, ca să vezi cui folosește creșterea asta economică, mă sunt o grămadă de tip care n-au ce căuta în companiile de stat. Pur și simplu n-au ce căuta. Însă, când vezi că politicianul merge două, trei zile la Parlament, când vezi că politicianul nu face cele mai bune legi, deși noi îi plătim să facă legi cum nu se mai poate de bune. Când vezi că politicianul altă satisfacție, majoritatea dintre ei, în mod evident, politicianul altă satisfacție decât să pună pe nu știu care și pe nu știu care în postul de conducere în nu știu ce companie de stat sau serviciu descentralizat, el nu are. El se înțelege cu partidul. Vezi că-s deputat. Vezi că am un văr, am o mătușă, am o bună, am o mamă, astea trebuie să trăiască, să mănâncă și gura lor. Înțelegi? Și atunci noi începem să se cu ei. Ăla mi se pare și repede câte ori am ocazia cel mai mare pericol. Hai să-i vezi. Dă-mi un pic. Eu stau aici. Dă-mi un filmuleț. Îi vezi? Unu sapă. Un, doi, trei, patru, cinci. Și cinci stau. Pun pariu că toți șefi. Și dacă nu sunt șefi, îți prea cu șeful. Pentru că, uite-te aici, uite-te bine la ei. Ăsta este stilul românesc de muncă. Mai ales în companiile de stat. Unde s-au făcut atâtea angajări, încât pur și simplu nu mai au ce să le dea de lucru. La o direcție regională de drumuri și poduri, a DRV-ul de stat, sau cum se numesc, de drumuri județene, s-au angajat atât de mulți după ce au preluat puterea cei de la USL, încât ar trebui să scadă salariile cu 9% ca să poată să-i mulțumească pe tăți. Asta în timp ce, la București, salariile au crescut. Că, vezi, doamne, mare austeritate ne-a tras boc peste bot și acum am să să recuperăm. Asta ca să nu mai vorbim că cineva ar trebui să mulțumească fostului guvern că o tăiat în carne vie. Bă, cum o tăiat? Cu toate udrele lângă el și cu toate dar o tăiat când nu trebuie să taie tumoarea. Înțelegi? Gândește cum ar fi arătat România în criză dacă oamenii care conduc acum România erau la guvernare atunci. Indiferent dacă ești pesedist, pedelist, indiferent ce ești, gândește-te cum ar fi arătat România cu presiunea a crizei dacă se întâmpla atunci ce se întâmplă acum. Cu dat în gură, cu numai scandaluri, bacă Crin Antonescu, bacă Ponta, bacă-i Rușanu, bacă nu știu care... Ba, își face nu știu care PMP, ba, iese nu știu care din PMP. Bă, tată. Și atenție, atenție, e vorba de principii. Este o luptă de principiu, o luptă pentru principii, cum n-a mai fost în țara asta. Povestim noi odată și despre asta. În timp ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 stau, unul lucră, unul se scartină, să vezi totuși că există agenții, ei zic, bă, domnule, nu suntem bugetari. Nu suntem bugetari, de a avem salarii așa de mari. Dăm te rog, hot Să vă arătăm salarii adevărate. Nici Obama nu are salariile astea. Cele mai mari venituri brute la asociația, a, cea, autoritatea de supraveghere financiară. Dan Radu Rușanu a câștigat peste 72.000 de euro în ultimile două luni din 2013, noiembrie și decembrie. Daniel Dăianu peste 68.000 de euro, tată. Sună bine, nu? Dăm și cartoanele. Sursa este Hot News. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, fostul liberal Dan Radu Rușanu, este cel mai bine plătit angajat al ASF, el obținând numai în ultimele două luni ale anului 2013 un venit brut în total de 72.094 de euro. Daniel Deianu cu un venibru de 68.043 de euro în noiembrie și decembrie 2013. Să nu vă mai întrebați niciodată de ce polițele casco sunt mai scumpe la noi decât în Germania sau sunt mai scumpe la noi decât în Franța. Ei zic, nu suntem bugetari. Uite, s-a dat o lege pentru tine ca tu să reglementezi piața asta de asigurări. La ce salariu are un român? Și la ce valoare își permite un român să-și cumpere, nu știu, o mașină sau o casă? Măi, eu nu cred că ar trebui să avem polițe mai mari decât în Franța sau Germania. Și totuși le avem. Unde sunt banii? Uite, o perspectivă. Alții, Laura Elena Chițoiu, soția ministrului de misionar al finanțelor, Daniel Chițoiu, a obținut un venit brut de 19.059 de euro în ultimele două luni ale anului 2013. Fosta soția președintelui Camerei Deputaților, Grigoreta Cristina Zgonea, una dintre cele mai bine plătite angajate, 16.700 de euro în total în două luni. Aura Gabriela Socol, soția lui Cristian Socol, consilier al premierului Victor Ponta, a încasat 16.067 de euro. Altul. Răzvan Vlasopol este soțul primariței Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. A obținut de la ASF un venit brut de 11.556 de euro în cele două luni, 5.133 de euro și în noiembrie și 6.422 de euro în decembrie. Fiul ministrului muncii, Mariana Câmpianu, de la PNL, Remus Cătălin Câmpianu, a câștigat în total 10.822 de euro brut în două luni câte 5.411 euro și în noiembrie și în decembrie. Da, mai dăm. Daniela Motreanu, soția deputatului PNL Dan Motreanu, a obținut un venit brut de 13.178 de euro în două luni. 8.256 de euro în noiembrie, 4.922 de euro în decembrie. Alta. Ana Maria Tudor, fica vicepremierului Gabriel Oprea, de la UNPR, a încasat un venit brut de 9, 844 de euro în două luni. Așa că să nu ne mai întrebăm, pe de-o parte, de ce nu vor peneliștii să iasă de la guvernare? Doi, am eu totuși o întrebare. Mă, ai auzit vreo din numele pe care ți le-am dat aici? Ai auzit pe care va să fie propus la premiul Nobel? Ai auzit de Rușanu ca un mare economist, un economist de talie mondială, pentru că el câștigă 72 de euro, care înseamnă aproape 100.000 de dolari, nu câștigă nici Obama, președintele Statelor Unite. Nu câștigă nici Angela Merkel, nu câștigă nici Regina Angliei, nu câștigă nimeni în lume. Vorbim de agenții de stat, cum ar veni. Ai auzit vreodată să fie propus la premiul Nobel pentru economie? Pentru finanțe, pentru finanțe bănci, pentru ceva? Nu! Dar, întrebarea mea este, dacă ăștia pe care ți-am enumerat nu erau fi, fice, nu erau un partid, i-ai mai fi văzut pe aici? La întrebarea asta nu pot să vă răspund că probabil ori o să-mi cadă difuzorul ăla în cap, ori o să mă aresteze la ieșire. Dar dacă mă arestează, eu v-am spus, v-am arătat acest deget mic, Atâta e economia, dar mai am o grămadă de degete cu care pot să fac un program de guvernare încă de pe geamul mașinii. Nu se poate băga ăsta să vă bate joc. Nu cere nimeni, nimeni nu cere român, ca România să fie paradis a doua zi. Deși, dacă mă gândesc bine, că am intrat în democrație fără datorii externe, mă mai că era paradisul la vedere. Deși mă gândesc că am intrat cu agricultura aia, așa cum era aia cu CAP-urile, și cu irigațiile făcute de dobitocul ăla de Ceaușescu, mai că puteam să sprijinim câte ceva în țara asta. Deși am intrat entuziasmați că o să vedem literatură de sertar, puteam să avem un mic paradis. Știi ce avem? O cacealmată. O cacealmată plină de partide politice și cred că Bârlădean o zis, circulă legenda, chiar fi zis lui Ilici, bă, termină cu democrația facem, uite, un mare partid comunist, uite așa, și aici ai felia liberală, aici ai felia de dreapta, aici ai felia de stânga, mai facem încă două, trei partide, aici ai felia maghiară și încet, încet, tot noi conducem. Lasă tu democrația că s-o gătat. Prin 4 la noi. Hai publicitate și mai mai povestim.